frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt. Mama, ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor. Mama, florile. Bună ziua, suntem de la compania Surprize de Vis. Eu mă numesc Victoria și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți doamna Ana. Eu. Avem pentru dumneavoastră o surpriză. Nu e. Uite cum am făcut eu. Poate are și ceva să luați. Cum credeți, împartă cu mine surpriza? Am aici, aici o felicitare și vreau să o citesc. Scumpă mama, brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de un îmbrățișare. Inima ta m-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi buniți au devenit aspri când a trebuit să-mi învăț lecția de viață. Putere și dragostea ta m-au îndrumat și mi-au dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Azi eu îți spun la mulți ani. Fiecare zi să-ți fie doar zâmbet și bucurie. Cu noroc să-ți fie viața limpede ca dimineața. Mulți ani, mămica, cu dragoste și dor, fiica Ludmila. Bună ziua! Aveți un mesaj pentru fiica dumneavoastră? Bună ziua! Sănătate și de toate! Îi doresc mult sănătate, succes, stai că n-au puținit. Succes la măsturi, ești în vață și lucrează și Dumnezeu să-și trebuie sănătate, de-am să margă înainte la și s-o pus în vin. Noi mai vrem să-i mai faci o surpriză tot din partea fiicii. Ia să-i scoată de-o broboară. Ca să vadă că noi, într-adevăr. Mulți ani, mamă! Mulțumesc frumos! Hai, tu să fii sănătoasă, mamici! Voioasă! Și succes la văstură, să dai examenul cu bine! Mulțumesc! Ca și mama să spune. O mamă cu suflet mare care își iubește fata, își iubește copiii și nepoții. Suntem mândră de așa, colegă de lucru. Plângeți! Nu mai plâng! E bun, e bun!